Soarta e bună cu mine. Iar te-am speriat. Doamna Eliza, asta e camera domnului Tudor și dumneavoastră nu aveți voie să intrați aici în lipsa lui. Asta a fost și camera Carolinei. Nu doar a lui Tudor. Și am venit să văd dacă sunt schimbări. Și chiar constat unele. Doamna Eliza, vă rog. Dar nu critic nimic, doar mă uitam și așa. N-ar fi mai bine să coborâți să... Ce durere am. Poate că e mai bine să mergeți la mamaie, la țară, să aibă ea grijă de dumneavoastră acolo. Iora, du-te și adu-mi geanta de jos. Am medicamentele acolo, trebuie să le iau repede. Du-te repede. Ia-l aici. Poftim? Scoate-l de aici. Cristian. Vreau să mă vadă în halul ăsta, îi face rău. Să știi că pe mine nu mă deranjează să se te vadă așa. Ce-ai venit acum, femeie? Ce cauți? Vrei să te iert înainte să mor? Nu spun asta, Cristian. Nu o să te iert. Nici pe lumea altă nu o să te iert. Dispari și ar și pe Ștefan cu tine. Plecăm. Hai, Ștefan. Plec. Hai, iubitule, e mai bine. Să stau cu Ștefan, o să face bine. Nu, e mai bine să plecăm acum. Hai. Mulțumesc, Miora. Sigur nu vă prefaceți? Nu, din păcate. V-ați prefăcut de atâtea ori că acum nu mai știu omul ce să credă. Parcă am fi povestea aia cu lupul, cu oile. Aș vrea să mă prefac, Miora, dar sunt condamnat. Durerile astea sunt din ce în ce mai dese, sunt un chin. Nu vreți să-l chem pe băiatul ăla drăguț care vă simpatizează? Pe cine? Pe Mircea? Nu, nu Mioara, nu, 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 îmi revin singură. Lasă-mă un pic, te rog. Sunt bine, sunt... Batistele hârtie. Miora nu mă lasă niciodată să plec fără el. Spune că nu-i frumos ca lumea să vadă cum îmi scurge nasul. Ai dreptate, nu-i frumos. Mai ales pentru o femeie de vârsta mea. Mulțumesc. Cu plăcere. Știi ce cred eu? Cristian s-a purtat foarte urât pentru că era supărat. Da, poate. Se simțea rău. Poate că ai dreptate. Să vezi, când o să facă bine, o să-i pară rău pentru ce a făcut. Nu, puiul meu, nu cred că o să-i pară rău. Știi, eu m-am purtat foarte urât cu băiatul meu, Cristian, când era mic. L-am părăsit și el a suferit foarte tare. Și el a făcut la fel cu mine. El a lăsat pe alții să mă crească. Dar eu nu sunt supărat pe el. Decât puțin. Unde doriți să mergem, doamnă? Ne întoarcem acasă. Popescu, Popescu, ia uite în ce hal ai ajuns. Și când mă gândesc că ai dat peste cap toată poliția. Mi-ai pus în pericol funcția, Popescu. Am doi copii de crescut și era să rămân șomer din cauza ta. Și ți-au tăiat și ăștia 25%. Stai liniștit, că la mine internet nu o să facă restructurări. Ce să fac, mă, că ești un amărât și eu sunt geniu. Asta e viața. Geniu, nu? Oi fi tu geniu. Dar ce-i zice dacă eu așa amără cum sunt? Ți-aș închide toate aparatele astea care te țin în viață, nu? Mulțumesc, comisar. Te-aș înțelege. Nu o să fac asta, Popescu. Ai scăpat prea ușor. Mor prea ușor.
Mai am nevoie de tine în viață ca să-mi răspunzi la câteva întrebări. Apoi poți să crăpi. Stop, Băsiet, lasă-mă să dorm, te rog frumos. Am arestat-o pe Narcisa Drăghici. Am găsit-o la locul faptei. Ea te-a înjunghiat? Auzi, lasă-mă în pace, că mi-a luat paralizări, ieftin. Ochii nenorocitule! Răspunde! Răspunde! Dați-i drumul! Nimic. Vă rog, ieșiți imediat sau chem baza. I-am pus câteva întrebări. Sunteți bine? Mulțumesc că ați venit. Liniștiți-vă, vă rog, liniștiți-vă. Mulțumesc. O să fiți bine. O să fiți bine, da? Mulțumesc frumos. A venit doamna Eliza. Eliza? Aici? Da, dar nu vă îngrijorați, că nu face nimic rău. A trimis-o mamaia, a zis că dacă e arestată Narcisa, acum poate ne e de ajutor. Ioana, ce caută Eliza la mine în casă? Eu... Eliza nu are ce căuta aici. Nu-mi place să o văd în casa mea. Da, Tudor. Am dormit când vrei să mă vezi. O să plec. Aș fi făcut-o înainte să vii tu, dar uite că te-ai întors mai devreme decât mă așteptam. Da. Eliza, nu ești binevenită ce cauți aici. Îmi dau seama, Tudor. Nici un pic de înțelegere din partea ta. Narcisa e sora mea. Mă poți da afară din casă, dar nu mă poți împiedica să-mi fac griji pentru ea. Narcisa are nevoie de tine. Am grijă de ea. Nu fi așa de sigur. Scuzați, n-am știut cum să o dau afară, mai ales că e și bolnavă. I s-a făcut rău când a fost la dumneavoastră în cameră. Am coborât și am... Eliza a fost la mine în cameră? Da. Mi-o... Era... Spania. Nu pot să cred. La început m-am supărat pe Sergiu. Mi s-a părut potrivit să ia decizii în numele meu, de parcă am fi încă împreună. Dar am stat și m-am gândit și... mi-am dat seama că la ce bun să mai fiu aici. Sunt singură, Emil nu mai e, aștept un copil. Iar nebunul ăsta de Cristian nu o să mă lase în pace niciodată. O să-mi fie tare dor de voi. Eu n-aș vrea să ne despărțim. Dar chiar cred că e cea mai bună soluție pentru tine și pentru copilul tău. În plus, Sergiu, e un bărbat atent, e un bărbat care te iubește. Știu. Numai că eu nu sunt ceea ce își dorește el. Eu... Tu ce? Mă simt goală pe dinăuntru, fără Emil. O să-l iubesc toată viața mea. O să pot iubi pe nimeni altcineva. Poate nu-i chiar așa. Ba da, Dana. Fără el mă simt goală. Uite, poate că Sergiu nu e iubirea vieții tale. Dar e un bărbat care te iubește, care îți poate oferi orice, care va avea grijă de copilul tău. Copilul meu are nevoie de tatălui. De asta avea nevoie copilul meu. Știu, știu. Doamna, dacă l-aș mai vedea măcar un minut. Măcar un minut. Manu. Ce trebuie să fie așa? Păi gata, o să fie bine, ai să vezi. De ce te uiți așa la mine? Azi n-ai fost la școală. Lasă-mă în pace. Dar nu te las. Nu știu ce ai făcut azi, dar eu nu te acopăr.
M-a oprit directoarea la școală și m-a întrebat de ce n-ai venit. Vrea să suni acasă. Norocul tău că i-am zis că ești bolnav. Dar când o să afle tata... Da, tata o să afle, pentru că o să-i spui tu. Ești o părucioasă. Eu sunt părucioasă. Da, ești o părucioasă. A, nu e adevărat. Măi, ce e aici? De ce vă certați? Nu ne certați. Nu vă certați. Unde ești? Hai, Tudor, ce maniere sunt astea? Mai întâi mă dai afară din casă, cu toate că nu ai dreptul, pentru că e și casa mea. Încă suntem soț și soție. Și acum mă sun să mă iei la rost? Dragul meu, eu nu permit nimănui să mă trateze în felul ăsta. Liza, tu faci pe proasta? Zi-mi, îți bagi joc de mine? Noi mergem la bucătărie. Hai, hai, lasă-l pe tatăl. Știu că tu ai luat arma din dormitor. Și dacă aș fi luat-o eu, ce? Ce o să-mi faci? Te pomenești că o să mă denunți. Eu zic să facem așa. Mergem amândoi la poliție și care ajunge primul face denunțul. Ce părere ai? Auzi, tu chiar vrei să se afle că arma cu care a fost înjunghiat Cristian și care a dispărut în mod misterios era ascunsă la tine în casă. În casa amantului suspectei. Gândește-te la asta, Tudor. Te salut. Alo? Alo? Cum e, doctore? S-a zis cu mine? Nu te mai agita. Trebuie să te odihnești. Poți spune aceași lucruri. Odihnești. Ai dreptate. Tot spunem același lucru. Ce mă tot scap un idiot? Răspundeți-mi la întrebare. Ce să-ți răspund, Popescu? Adevărul. O să crăp sau nu o să crăp? Viața ta e în mâinile lui Dumnezeu. Atunci sunt cam terminat. De ce gândești așa? Că eu și Dumnezeu nu prea suntem prieteni. Doctorul ăsta e cel mai prost răspuns pe care puteți să mi-l dai. Cred că exagerezi. Nu. Mă l-a simțit pe Dumnezeu ăsta nici când eram mic, nici cum m-a făcut mare. Nici cum m-am îndrăgostit niciodată. Cristian. Dacă ai dureri, pot să-ți măresc doza de tranquilizant. Nu trebuie să suferi. Mulțumesc. Doctor, dar și abia o rugăminte. Să-mi faci o favoare. Ați insistat să vă primesc, dar nu o să putem sta de vorbă prea mult. Am o grămadă pe cap în perioada asta. Da, știu, am văzut la știri că aveți probleme, dar nu o să vă rețin mult. Vă ascult. Aș vrea să-l văd pe fiul meu. Oh, domnule Stoica. Vă rog. Am acceptat doar să vorbim. Nu v-am promis nimic altceva. Și în plus nu e ora de vizită. Știu că nu e ora de vizită, dar mă pregătesc să plec în Spania și aș vrea să-mi iau rămas mondele. Vă rog. Trimiteți-l pe Emil Stoica în biroul meu. Vă mulțumesc. Domne, păreți un om serios. Vreau să vă rog să-i spuneți fiului dumneavoastră să se liniștească. În ultima vreme ne-a creat numai probleme. Ne-a obligat să-l băgăm la carceră. Pe dumneavoastră o să vă asculte. Sunteți tatăl lui. Nu, nu o să vorbesc cu el. Domnul Tudor, vă rog să mă scuzați. Nu vreau niciun ceai. De ce ai lăsat-o pe Eliza să intre? Dar n-am lăsat-o, i-am spus, doamnă, nu aveți voie. Dar o știți, e... O știu. O cunosc, de-aia nu trebuia să intre. Da, i-am spus, doamnă, nu urcați, n-aveți voie în camera la domnul Tudor. Dar ea știți cum e, chiar dacă stăteam în capul scărilor și ziceam, nu treceți, ea ar fi trecut, că e o buldoză. Ești întreagă, Mioara. Trebuia măcar să încerci. Da, domnul Tudor, da. Dar poate că... Ce-ați pierdut? A spus în altă parte. Hai să vă ajut eu să... Haideți să ne uităm împreună și poate găsim... Nu mă mai ajutam, Ioara. Lasă-mă. Lasă-mă. Da. Mă scuzați. Te scuz. Mă scuzați. Alo. Da, Cati. Domnule, vă rog să mă scuzați. Nu vreau să vă deranjez, dar am vrut să știu dacă aveți noutăți. Nu am noutăți. Dar cum se simte Cristian? Rău. Doctorii dau foarte puține șanse de supraviețuire.
Da, se știe cine l-a atacat? Nu, nu se știe. Nu cred că a fost Narcisa. Ea n-ar fi în stare să facă așa ceva. Cati, bineînțeles că nu a fost Narcisa. Mai că din păcate situația este complicată. Da, e o situație îngrozitoare. Cati, te rog frumos să nu încep să plângi. Nu acum. Nu, nu plâng. Mă scuzați, nu plâng. Aș vrea să mă odihnesc, dacă se poate. Scuză-mă. Sigur, sigur. Scuzați-mă, da. Odihniți-vă. Tato? Ce faci? Sunt închis. Tot ce crezi că fac? Comisarul mi-a spus că nu prea te porți bine pe aici. Da? Și? Ai venit să mă cerți? Crezi că mai am 5 ani? Emil, te rog. Păi, de ce ai venit? O să plec în Spania. Pentru cât timp? Câțiva ani. O să-mi pot conduce afacerile și de acolo. Oricum, nu mai vreau să stau în București. Da. Mi se pare normal. De ce să mai stai în București? Pentru ce? Manuela e moartă. Eu sunt la pușcărie. Da. Moartea Manuelei a fost un șoc. Tată, să știi că n-am vrut niciodată să te rănesc. Am încercat pe cât posibil să nu mă bag în relația voastră, dar n-am putut să poruncesc inimii. Ce-a fost, a fost. Eu o să plec și distanța dintre noi cred că o să vindece toate rănile. Mulțumesc că ați venit. Asta a fost ultima dorință. Mă așteptam să mi se îndeplinească. Toți oamenii au dreptul să li se îndeplinească o ultimă dorință, nu? Eu nu cred că merită asta. De ce spui asta, fiule? Am motivele mele. Părinte, vreau să mă spovedesc. Te ascult! Cred că eu sunt diavolul în persoană. Poftim? Să vine cu inima, că scos te sperie spovedania mea. De ce ar trebui? E momentul să se afle adevărul. Eu sunt un criminal. Am ucis. Eu asta nu înțelegeți. E teamă că tu nu înțelegi. Am ucis pentru că nu suportam suferința. De fiecare dată când am ucis, am simțit că e culm suferința nenorocitului. Ne naștem în durere, părinte. A trăi înseamnă a suferi. Aceea când luam viața unui om, îl ajutam, de fapt, a să scape de calvarul ăsta. Și când am ucis prima oară, am știut că o să mai pot opri niciodată. A murit, părinte, vreodată pe cineva? A murit vreo găină? Un iepure, nimic. N-ai cum să înțelegi emoția asta. Să știi că viața lui e în mâinile tale. Să simți cum mi se scurge. Ești cel mai puternic om atunci. Ești puternic și trăiești. Înțelegi, ești aproape de Dumnezeu. Când ucizi, ai drept de viață și de moarte asupra celuilalt. Asta te face aitul lui Dumnezeu. Tu hotărăști dacă el trăiește sau moare. Este un privilegiu. Pentru că omorându-l ei asupra ta păcatele lui. Suntem aleși, părinte, nu? Pe mine nu mă sperie moartea. Eu o savurez. V-am hrănit în fiecare moarte. Fiecare viață care lua sfârșit sub ochii mei
îmi dădea mai multă forță. Ți-a făcut mici momură. Ca un vampir. Era ca un drog. Nici mai puteam să mă opresc. Și fiecare crimă am plănuit-o cu grijă, în detaliu. M-am gândit mult la ele. E adevărat, i-a omorât și pe unii din greșeală, accidental, așa. Na, se mai întâmplă. Nu poți să fii genial chiar tot timpul. Dar nu regret nimic, părinte. Nu-mi pare rău. Ce crezi? Crezi că sunt dracu în persoană? Înainte să pleci, aș vrea să-ți spun că... Da. Emil, nu e nevoie de nicio explicație. Ba da, este nevoie. Vreau să-ți explic, vreau să înțelegi. Manuela nu a fost o simplă femeie în viața mea. Manuela m-a salvat. Emil. Manuela a semnat totul pentru mine. Până să o întâlnesc pe ea, viața mea n-avea niciun rost. Mă culcam cu prima femeie care îmi ieșea în cale. În schimb, Manuela m-a învățat ce înseamnă dragoste. M-a învățat ce înseamnă dragoste adevărată. Ai continuat să faci rău. Ce-a fost a trecut? Asta e, tată, că n-a trecut. Nu pot să trec peste. Așa a fost să fie. N-ai ce să-i faci. Trebuie să accepti. Nu vreau să accept. Nu pot să accept. Tu înțelegi că mi-aș da viața? Mi-aș da viața doar ca Manuela să trăiască. Nu s-o uiți. Nu s-o uit. Nu s-o uit, tata, am nevoie de ea. Gândește-te că am dat telefon acasă numai ca să-i aud vocea pe telefon. Numai să-i aud vocea la robotul ăla. O să-ți trimit lunar niște bani, o să ai nevoie pentru țigări, mâncare, telefon. N-am nevoie de bani. Am nevoie de tatăl meu. Am nevoie de îmbrățișare de la tatăl meu. Probleme, o să-ți fie ușor. Crezi că sunt un monstru? Toți suntem fiii lui Dumnezeu. Păi asta era întrebarea mea, dacă eu sunt cumva dracu în persoană. Greșelile pe care le faci, n-ai înțeles. Eu nu consider o greșeală ce am făcut. Pentru mine, fiecare crimă a fost o reușită. Ai ucis oameni pe vinovați. Asta numești o reușită? Da. Am făcut ce mi-am propus. Sunt un om liber. Bași că am ajuns pe prima pagină a ziarelor. Vezi ce societate trăim. Sunt celebru. Și mi-ai dat istorie, nu învățam tot voievozii aia sângeroși. O să ajung și eu în istorie. Sufletul tău o să dea socoteală în fața lui Dumnezeu la judecata de apoi. Atunci va fi momentul în care iertarea... Nu vreau iertarea voastră. Nu vreau iertarea nimănui. Da. Nu cred că mai este cazul să stau aici. Totuși, eu am să mă rog pentru sufletul tău.
Lasă-mă să îi nimicesc și să le șterg numele de sub ceruri. Iar pe... Ioana, te rog, ai grijă de copii. Stați fără grijă, domnul Pini. Poartă-te ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu aș vrea să afle. Da. Vă duceți să o vizitați pe Narcisa. Sărăcuța. Cum poate să o țină închisă? E însărcinată. Da. Narcisa e puternică, o să reziste. A promis că o să aibă grijă de ea și de bebeluș. Doamne ajută, să sperăm că o să fie bine. Trebuie să fie bine. Da. Am încredere în ea. Cum am încredere și în tine. Da, domnul Tudor, fiți fără grijă. Te rog, ai grijă de copii. Și ai grijă la Ștefan, știi că... Mai ales de Ștefan, da. Mulțumesc. La revedere, domnul Tudor. Ioara. Da? Îmi pare rău că am ridicat tonul la tine. Nu o spun ca să mă justific. Eram stresat și aș vrea doar să înțelegi. Nu trebuie să-mi cereți mie scuze, domnul Tudor. Știu prin ce treceți, e fire să fie așa. În situația asta, oricine... Mulțumesc, Mior. Doamne ajută. Nu ce foame? Nu mănânci nimic? Nu pot. Știu că treci printr-o situație dificilă, dar trebuie să te hrănești. Pentru bebeluș. Știu și eu ce e bine pentru bebeluși. Doar că acum nu pot să mănânc. Scuză-mă că am fost insistat. Nu, n-ai fost. Viața mea e îngrozitoare. Nu. Nu era. Avem tot viitorul în față. Ne avem unul pe celălalt. Împreună o să trecem mai ușor peste toate greutățile astea. Știu. Liniștește-te, mă duc. Nu pot să mă liniștesc. Ai știut ceva de Cristian? Nimic, nu, în afară de ce se spune la televizor că într-o stare gravă, că... Da. Îți faci griji din cauza lui Cristian? Tot ce are legătură cu Cristian mă îngrijorează. E sigur ai uitat ce s-a întâmplat? Te înțeleg, orice persoană care trăiește o situație limită așa cum ai trăit-o, e marcată profund. Nu mi-aduc aminte absolut nimic. Absolut nimic. Și cred că nici nu vreau să mi-aduc aminte ceva. Dacă aș putea, șterge toate amintirile cu el. L-aș păstra numai pe cele cu Emil. Da. Hai mai bine să nu mai vorbim. Îți face rău. Mai bine să ne gândim la viitor. Mâine îți faci bagajele, iar poimine plecăm și o să începem o viață nouă. Amândoi am primit o nouă șansă. Și ți-e rău? Cred că mă contract. N-am cum să nasc, nu? Mai am până nasc. Pot. Ce mai bine? Te așteptam. Știam că o să vii. Niza, n-am cheie de discuții și nici nu vreau să ne certăm. Dă-mi înapoi ce mi-ai luat. De ce aș face asta? Niza, nu mi-e greu la situație. Nu mai sunt același om. Nu o să-ți permit să-ți bagi joc de mine. Eu îți fac ție situația grea, nu? Și tu ce ai făcut, Tudor, cu viața mea? Ce dracu ai făcut cu viața mea? Eliza, nu plec de aici până când nu obțin ceea ce vreau. Parcă spuneai că nu vrei să te cerți. Eliza, dă-mi înapoi ce mi-ai luat. Repet, Tudor. De ce aș face asta? Ani de zile te-am așteptat, ți-ai bătut joc de mine, nu ți-a păsat. Pentru ce? Eliza, nu am fost îndrăgostit de tine. Ce nu ți-e clar? Dar eu am făcut totul ca să te cuceresc. Nu vreau să dezgropăm trecutul. Dă-mi înapoi ce mi-ai luat. Poate pot să-ți dau. Ce mai vrei? Tot
Totul în viață are un preț. Vreau să știu cât ești tu dispus să plătești pentru cuțitul ăsta. Spune ce vrei. Mașina, casa, firma, spune ce vrei. Hai! Nu fi prost. Știi că nu m-a interesat niciodată așa ceva. Atunci? Te vreau pe tine, Tudor. Vreau să petrecem o noapte împreună. Și după aia îți dau ce dorești. Să nu cumva să existe nereguli în dosare. Am înțeles, domnule comisar. Vreau ca totul în secția asta să fie pus la punct. Am înțeles. Din cauza poveștii este acum Popescu. Toți superiorii sunt cu ochii pe noi. Apropo de Popescu, să nu uiți să o chemi la secție pe femeia aia. Care femeie, domnule comisar? Aia care era în apartament când a fost atacat Popescu. Habar n-am cine e. Vecinii spun că au văzut-o ieșind din apartament, că au auzit țipete. Cine știe, poate că e implicată. Să o chem pentru declarații, da? Am înțeles. Mâine, la prima oră, mă ocup de asta. Să nu cumva să uiți. Stați liniștit, domnule comisar. În legătură cu arma, ai mai aflat ceva? Nu. N-avem nicio pistă. Cum a putut să dispară? Nu pot să înțeleg. Nu pot. Domnule comisar, nu vreau să vă supărați pe mine, dar cred că ar trebui să vă odihniți puțin. Bine. O să mă odihnesc și mâine o iau de la capăt. Hai, du-te și tu acasă, că e târziu. Am înțeles. Toate bună, domnule comisar. Toate bună. Cât de mult îmi lipsește Angela. Mi-ar fi prins bine acum ajutorul tău. Ce te face să crezi că aș accepta? Te miră cererea mea? Ai nebunit, Eliza! De ce? E cinstit. Ești avocat doar. Ambele părți trebuie să iasă în câștig, nu? Eliza, dă-mi înapoi ce mi-ai luat. Trebuie să plătești, Tudor. Atât ți-am cerut. O noapte de dragoste. După aia poți să fii cu Narcisa pentru tot restul vieții tale. Ești o femeie mizerabilă. Nu, Tudor, nu sunt o femeie mizerabilă. Sunt doar o femeie care nu mai are nimic de pierdut. O să mor în curând. Dar înainte să părăsesc lumea asta, vreau să-mi ofer puțină plăcere. Cuțitul. Nu-ți dau nimic până nu faci dragoste cu mine. Asta nu o să se întâmple niciodată. Mai gândește-te. Îți acord 24 de ore. Apoi duc cuțitul la poliție. Și să nu te gândești să-mi faci un rău, da? Pentru că e foarte bine ascuns cuțitul. Și dacă mi se întâmplă ceva... Știu cum să faci ce mai bine pentru Narcisa. Știu asta, Tudor. Abia aștept să termin cu pachetatul, să încui ușa și să nu te mai întorci niciodată aici. Casa asta parcă e blestemată. Da. Cu cât împachetăm mai repede, cu atât plecăm mai repede. Eu chiar nu te înțeleg. Nu puteai să-ți cumperi lucruri noi când ajungeai în Spania? De ce a trebuit să ne întoarcem noi în casa asta? Living. Da, vin. Am terminat aici oricum. Bine, pentru că... Ai dreptate, Dana, nu mai avem ce căuta în casa asta. Nu, eu vreau să spun că te caută cineva. Cine? Un polițist. Poftim? Vrea să mergi cu el la secție să dai o declarație.
doar mâinile de la cătuș? Nu. Ai mâncat? Da. Te-ai odihnit? Nu prea. Iubita mea, aș da orice ca să fiu în locul tău, înțelegi? Știu. Cum se simte bebelușul? E liniștit. Tuturor mi-e teamă. Nu-ți pierde curajul, nu? Am mai fost închisă când m-a acuzat de moartea lui Octavian, dar nu mi-era teamă atunci. Dar acum e vorba de altceva. Acum e și un copil. Și simt cum crește în mine. Și mi-e teamă de ce va urma, înțelegi? Mi-e teamă pentru că o să fiu aici și tu nu o să fii lângă mine. Te rog, nu-ți fie teamă. Te rog. Tudor, tu înțelegi ce zic? O să te scot de aici cu orice preț. Ai încredere în mine. Nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai pot. Ce se întâmplă dacă nu o să mă creadă? Dacă o să mă condamne, ce o să fac? Nu vreau să aduc un copil pe lume în închisoare. Nu crede așa. Iubita mea, o să fie bine. O să fie bine. Te rog, scoate-mă de aici. Scoate-mă de aici, nu mai pot. Am regretat că te-am lăsat cu monstrul de tatăl tău. Te rog, măcar acum lasă-mă să te ajut. Ești copilul meu. Tu înțelegi, ești copilul meu. Vreau să te apăr, vreau să te ajut. Nu mă interesează dacă ai omorât pe cineva, dacă ai furat, dacă ai făcut orice rău. Vreau să stau lângă tine. Te rog. Spune, ce vrei să fac pentru tine? Fac orice. Faci orice? Da. Aș vrea să mă ajuți atunci. Da, puiul meu, spune-mi ce vrei și te ajut. Aș vrea să mă ajuți să mor. Cum? Nu vreau să mai ajung la închisoare. Prefer să mor. Dragul meu, nu pot să fac așa ceva. Tot o să fie bine. Ai încredere, am să stau lângă tine, n-am să te mai las. O să trecem peste asta. O să fie bine, îți promit. Îți promite, mama, puiul meu. Tudor. Ai avut timp să te gândești? Da. Acum vreau să știu răspunsul tău. E sigur că planul tău nu va da greș, nu? Da. L-am gândit până în cele mai mici detalii. Da. Asta știu. Deci, Tudor, care e răspunsul tău? Accept sau nu?
Vreau să-l aduceți pe Stoica la mine în birou chiar acum. Dar nu mă interesează, trebuie să-i spun că o să fie transferat la închisoare. Mă scuzați, domnule comisar. Am adus-o pe doamna Berceanu pentru declarații. Aha. Bine, poți să pleci. Dumneavoastră sunteți... Manuela Berceanu. Îmi pare bine. Dar cum e posibil? Eu credeam că dumneavoastră... Că eu ce? Nu înțeleg. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Sunt convins că vă întrebați de ce v-am chemat. Dar înainte de asta trebuie să vă spun un lucru care vă va șoca. Vă rog, nu mă speriați. Aici a ajuns vestea că dumneavoastră ați murit. Poftim? Mă iertați, dar asta e vestea care a ajuns aici. Da. Nu înțeleg de unde până unde. După cum bine vedeți, sunt în regulă, sunt sănătoasă, n-am nicio problemă. Aș vrea să știu de ce m-a schimbat aici. Da, desigur. Iertați-mă, sunt încă în stare de șoc. Adam, fine, doamnă. Martorii au declarat că v-au văzut ieșind din apartamentul în care, după câtva timp, a fost găsit grav rănit Cristian Popescu. Vă dați seama că nu mi-am închipuit că vorbeau de dumneavoastră. Domnule comisar, doar nu vă imaginați că am vreo legătură cu acel incident. Mă iertați. Intră! Vă scuzați, domnul comisar, deținutul așteaptă la ușă. Business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi. Ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Ai venit în jungla.